Bună seara! O să împărțim în două ediția din această seară, ca de obicei, aproape ca de obicei. În prima parte o să discutăm despre, am zis noi, lumea invizibilă, adică despre oamenii din pușcării, despre sistemul penitenciar în general. În partea a doua o să discutăm despre problema gazelor, problema energetică, cea care ne frământă pe toți în această perioadă. În prima parte o să discutăm cu Anatolie Falca, noul director al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Bună seara, domnule Falca! Noi tare multe reportaje am realizat anume legate de situația din penitenciarele din Republica Moldova și mă bucur foarte mult că în sfârșit avem posibilitatea să discutăm cu șeful acestei structuri foarte închise. Înțelegem de ce e închisă, dar uneori simțeam o mare nevoie de a comunica totuși pentru că vedeam că se întâmplă lucruri foarte grave după pereții închisorilor. Dar o să discutăm despre ceea ce am văzut și ceea ce am arătat noi pe parcursul anului trecut, în mod special, telespectatorilor noștri în cadrul buletinilor de știri. Dar, în primul rând, vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum v-au găsit oamenii ăștia din noua guvernare. Mai întâi de toate vreau să vă spun că a fost anunțat concurs în 2017, a fost primită legea cu privire la Administrația Națională a Penitenciarilor, care a intrat în vigoare la data de 15 mai 2018. Uh-huh. Respectiv, conform noului legi, funcțiile în cadrul sistemului penitenciar se iau prin concurs. Pe parcurs la 3 ani de zile nu s-a petrecut concurs. Respectiv, când s-a schimbat guvernarea în Republica Moldova, s-a făcut concurs și a fost primul, s-a început cu directorul Administrației Naționale a Penitenciarilor. Am participat la concurs și s-a dovedit a fi cel mai bun și am fost învingătorul acestui concurs. Da, veniți din sistem, dumneavoastră. Da, eu sunt în cadrul sistemului penitenciar, am început activitatea în 1991. Aha. Am activat până în 2011, am plecat din cadrul sistemului penitenciar, în legătură cu faptul că atunci a venit o nouă conducere în cadrul sistemului penitenciar și ne-a spus că noi nu mai putem să rămânem în sistem și am plecat. În 2017 m-am restabilit în cadrul sistemului penitenciar și în 2018 din nou am plecat din cadrul sistemului penitenciar. 2017. Uh-huh. Dar în 2021, când a fost anunțat concursul, am fost rugat foarte mult de către colegii mei din cadrul sistemului penitenciar, care mă cunosc, să particip la concurs. Am participat la concurs și am fost numit pe data din 26 noiembrie directorul Administrației Naționale a Penitenciarilor. În 2018 de ce ați plecat? În 2018 am plecat, fiindcă în Republica Moldova eram în pragul alegerilor parlamentare și am fost invitat la Partidul Democrat și mi s-a spus că trebuie să plec din cadrul sistemului penitenciar. A, ați fost rugați, plecați. Am fost rugați, plecați. Am înțeles. Bun, hai să le luăm cumva pe rând, așa, și să ne ducem spre subiectele mari pe care am vrut să le discut cu dumneavoastră. În primul rând, spuneți-ne dacă mai sunt locuri în pușcăriile din Moldova, pentru că noi vedem că tot îi bagă justiția, instanțele, îi bagă acolo. Da, în penitenciarele din Republica Moldova sunt locuri, mai mult ca atât. La momentul actual, dumneavoastră, cunoașteți cu toții că a fost primită legea privire la amnistie și în anul 2022 noi vom elibera din penitenciare 1700 de deținuți, cu aproximație. Din câți? Din 7.000 care sunt la moment în cadrul penitenciarilor. 1.700 să plece acasă, dar locuri sunt. Pentru cei care încalcă legea, sunt locuri în cadrul sistemului penitenciar. Da, noi la sfârșitul anului trecut am difuzat o investigație despre mult trâmbițata construcția noului penitenciar din Chișinău. Înțelegem că eu întortocheal acolo că nu o mai scoți la capăt, cel puțin din investigația reporterilor noștri, asta am înțeles, că cineva primește bani de vreo 7 ani pentru a avea grijă ca acest proiect să demareze în sfârșit, salarii de peste 20.000 de lei și acest penitenciar stă pe hârtie și în ziua de azi doar și nimic. Dumneavoastră ați reușit să vă clarificați ce-i cu pușcăria asta nouă? De construcția noului penitenciar nu este responsabilă Administrația Națională a Penitenciarilor. În 2014 a fost formată o unitate de implementare a noului penitenciar. Așa. S-a făcut proiectul, respectiv s-a anunțat concurs pentru construcția noului penitenciar.
prima dată la concurs nu a venit nici un agent economic. Uh-huh. A doua oară au venit trei agenți economici, dar niciunul nu a întâlnit condițiile. Acum, la moment, suntem pentru a treilea oară când s-a anunțat concursul. Deci noi suntem la faza concursului? Încă? Suntem la faza concursului. Noi avem proiectul, dar nu este identificată unitatea care să construiască penitenciarul respectiv. În unitatea respectivă activează 9 unități, 9 colaboratori trebuie să fie. La momentul actual, astăzi, sunt 3. Uh-huh. Noi și aici trebuie să facem concurs, să identificăm managerul care a plecat din cadrul unității și să identificăm specialiștii din domeniile care sunt prevăzute conform unității de implementare. Da, dar în perioada asta milioanele s-au dus, din câte înțeleg. Păi nu s-au dus milioane, s-au dus salariul pentru efectivul care își face jobul zi de zi. 13.639.000. Păi aici au fost probabil și este și proiectul, dar costă bani. Proiectul nu a fost gratis făcut. Dar proiectul unui penitenciar de tip nou, cu 1.500 de locuri... Nu, astea sunt salariile. Oamenii responsabili de proiect au cheltuit până anul trecut 13.639.000. Eu nu sunt gata să vă răspund la întrebarea respectivă, fiindcă eu nu cunosc comportamentul ăsta. Eu vorbesc. Unitatea de implementare este în incinta clădirii unde este Administrația Națională a Penitenciarilor, dar ei nu sunt în subordinea administrației. Uh-huh. Ei sunt o entitate autonomă. Uh-huh. Uh-huh. Ei, la momentul actual, iar sunt verificați de instituțiile de control și nicio instituție n-a stabilit că sunt încălcări. Am înțeles. Dar noi avem nevoie de pușcăria asta nouă? Noi avem stringentă necesitate de pușcăria asta nouă. Dar stringentă de ce? Stringentă necesitate. Fiindcă, la momentul actual, în cadrul sistemului penitenciar, deținuții, regretabil să spun lucrul ăsta, dar disciplina lasă de dorit. Respectiv, noi avem necesitate de un penitenciar nou, modern, să schimbăm deținuții din penitenciarul 13, unde noi suntem permanent probleme cu... Și condamnați la CEDO. Și în momentul când construim un nou penitenciar, respectiv, trecem la următoarea etapă. Construim alt penitenciar. Și noi trebuie să reconstruim penitenciarul de Republica Moldova, fiindcă ele, majoritatea dintre ele sunt într-o stare deplorabilă. Adică ele toate trebuie să înlocuite? Nu toate. Nu toate. Dar care e cel mai bun la noi? Consider? Cel mai bun penitenciar la noi este la Tăraclea. Ui, da. Da. Sunt 3 blocuri noi. Uh-huh. Acela penitenciar este făcut în ultimii ani construit. Dar în restul, majoritatea penitenciarului trebuie reconstruit. Penitenciarul Soroca este următorul penitenciar care trebuie reconstruit. Și trebuie construit din nou. Pe urmă, respectiv, trecem la celelalte penitenciare. Dar dacă îl construim ăsta, cum spunem noi, la Chișinău, izolatorul de închetă penală sau numim cum dorim, dar e penitenciar, scoatem penitenciarul numărul 13 și, respectiv, transferăm deținuți într-un penitenciar alt până facem o reconstrucție. Și mai mult, că este necesitate de optimizare penitenciarilor. Noi avem 17 penitenciare în Republica Moldova. 17 penitenciare. Noi avem de un număr mai mic. Dar ca să facem reforma respectivă, este necesitate de a construi ceva întâi. Adică să facem niște pușcării mai mari? Păi da. Da, care să necesite mai mult, mai puțină investiție și mai puțini oameni care să lucreze acolo, da? Păi și în momentul când construim un nou penitenciar, respectiv, noi facem optimizări la compartimentul paza. Noi cunoaștem că noi penitenciarele sunt, cum spunem noi, de tip sovietice și atunci pe timpul se păzau penitenciarele cu pază fizică. Paza fizică, 4 turnuri sau 5 turnuri fiecare penitenciar, la fiecare turn este 3 gardieni. Dar de moment când construim un penitenciar nou, respectiv, noi ne dezicem de paza fizică. Facem o pază mai modernă. Uh-huh. Și în loc de 4 gardieni, o să fie 2 gardieni, uh-huh, care o să fie la sistemele de monitorizare și gardienii ăștia îi concentrăm în penitenciar, ca supraveghitori. Uh-huh. Noi, în cadrul unui subdiviziuni din cadrul sistemului penitenciar, 50% sunt gardienii care păzesc penitenciarul și care sunt în supraveghere. Uh-huh. Automat, noi, dacă construim un număr, reducem numărul de penitenciare din 17, trecem la numărul de 10, numărul de efectiv îl reducem și atunci lucrurile stau mai bine. Da. Spuneți-ne ce ați găsit în sistem, în general, atunci când ați preluat această funcție. Mâine, toate când am venit în cadrul sistem penitenciar, am spus colegilor bună ziua. Am întâlnit în cadrul sistem penitenciar, mai bine spus, am găsit 17 penitenciare, 2 instituții, este Centrul Instructiv de Atașament cu Destinație Specială Pantera, 4 întreprinderi de stat, care le avem în cadrul sistemului penitenciar, și propriu zis aparatul central, Administrația Națională a Penitenciarului, de toate 24. Am trasat sarcinile, care le-am
prezentat eu când am făcut conceptul, eu când am participat la concurs, unul din probe a fost prezentarea conceptului, dezvoltarea sistemului judiciar. Respectiv, în concept, l-ați luat ca bază. L-am luat ca bază, da. Am trasat sarcinile și am spus că eu voi merge în fiecare penitenciar și o voi discuta personal cu efectivul. Efectivul de cel era demoralizat. Fiindcă noi în ultima perioadă de timp, dar mai bine spus în timp de 10 ani de zile, sistemul penitenciar a avut 12 conducători. Fiecare conducător când a venit, regretabil faptul, dar ei au venit, majoritatea de ei, nu din sistemul penitenciar au fost. Pe linii de partid. Pe linii de partid sau au fost din alte instituții de forță. Fiecare a venit și a făcut echipă din colegii de unde au venit ei. Așa cum se face de obicei. Da, fiecare dintre ei respectiv au venit, să vă spun, nu sunt specialiști în domeniu, pentru că sistemul penitenciar nu este așa simplu la prima vedere, gardul penitenciarului și propriu-zis deținuți. Acolo sunt un serviciu întreg, care pentru asta se face școală. Eu personal am învățat pentru sistemul penitenciar. Și respectiv cunosc nițel sistemul ăsta. Cei veneau, fiecare spunea că a venit cu echipa lui, ceilalți care nu erau din echipa lor le spunea mulțumesc pentru serviciu, și poftim pas cu pas, zi de zi, an cu an, s-a distrus nițel disciplina, deținuții au început să intre în cărdășii cu administrația penitenciarilor. Da, am auzit asta. Au început să-și facă fiecare benderile lor. Da. La un moment dat am auzit chiar că controlau unii anumite. Poftim, vedeți unde am ajuns. Dacă schimbăm conducerea și conducerea nu este din, să spunem noi, nu din sistem. Eu am trasat sarcinile concrete. Toleranță zero, corupție. Vorbesc cu fiecare colectiv, fiindcă ei sunt demoralizați. În ultima perioadă de timp, noi foarte mult s-a șfonat imaginea sistemului penitenciar în legătură cu arestul care a fost, nu știm că a fost arestat chiar directorul adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor. Da, un șef de penitenciar. Acum discutăm despre dânsul, că vreau să discutăm. Și, respectiv, eu solicit din partea efectivului disciplină, responsabilitate și serviciu. Serviciu statului și serviciu sistemului penitenciar. Nu cer de la nimeni nimic să-mi ducă, să-mi facă, să-mi dai. Eu nu trădez și n-am trădat nimeni niciodată. Respectiv, colaboratorii știu că eu nu voi trăda pe nimeni. Eu de la dânsi cer serviciu. Dimineața am venit la serviciu și am început să-și facă serviciu. Câți oameni lucrează acum în sistem? La momentul actual, noi în cadrul sistem penitenciar, avem 2620 de angajați. Cu 320 de locuri vacante. Nu prea aveți oameni? Nu prea avem oameni, da. Păi nu avem, da, avem probleme. Avem probleme cu... Dar nu aveți gardieni sau nu aveți altfel de persoane? Noi nu avem gardieni, dar noi nu avem nici șef de penitenciar. Avem în cadrul sistemului penitenciar vacante directori a penitenciarului, 11 funcții vacante. De șefi de șef de penitenciar. 11 directori adjuncți de penitenciar. Dar cum de nu vrea lumea să fie șef de pușcărie în țara asta? A fost concursul. Și din nou, subdiviziuni, au trecut numai 3 șefi de penitenciare, care vor fi numiți în viitorul apropiat. Dar ceilalți ce au avut? Ceilalți n-au trecut proba. Care n-au trecut proba scrisă, care n-au trecut interviu. Cum n-au trecut proba scrisă? Păi, de ce n-a trecut proba scrisă? În proba scrisă, majoritatea din cei care au participat la concurs sunt foști colaboratori din cadrul sistemului penitenciar. Așa. Ei sunt practici. Proba scrisă... Ei știu să scrie. Vă vorbesc cum este proba scrisă. Proba scrisă are 7-5 răspunsuri. Din 5 răspunsuri, unul este corect. Din cele 5 corecte, undeva un cuvânt este adăugat. Și respectiv, colaboratorul, când ia propriu zis biletul, el citește și numai decât pune bifa, numai nu acolo unde trebuie. Și respectiv, prima probă este nota 6 de trecere. Și dacă n-ai acumulat 6... Nu au luat 6 baluri, au luat 5 întregi. Oamenii ăștia care nu au trecut, nu au luat 6. N-au luat. Majoritatea nu au trecut 6, dar care au luat 6 au ajuns la proba interviu. La interviu, respectiv, comisia este din 5 membri, pun întrebări și ei plin de emoții, fiindcă în cadrul sistemului penitenciar până acum nu s-a petrecut concursuri. S-a luat cea mai bun specialist, reieșind din practica care are cunoștințele, etc. Și acum noi am fost cam, cum spunem, un precedent. Sperăm că lucrurile au să schimbe. Noi sperăm că să facem niște modificări la regulamentul cu privire la angajare și vom schimba nițel lucrurile și vom angaja conducători de subdivizie. Că să eliminați proba asta care e deficitară noi, pentru... Noi suntem în discuții cu conducerea Ministerului Justiției. Aha. Și vedem cum procedăm pentru viitor. Fiindcă noi singuri ne-am ciocnit cu problema asta. Noi nu ne-am așteptat ca așa să se întâmple. Și după asta faceți concurs repetat. După asta facem concursul repetat, da.
și la funcțiile de șef de penitenciare și la funcțiile de adjuncți. Bun, cu asta probabil o să vă lămuriți cumva, la funcțiile de șef probabil o să mai fie candidați. Dar haideți să vorbim un pic despre gardieni, ca să înțeleg de ce aveți acest deficit atât de mare. Oamenii de ce nu strag să vină să lucreze în sistemul ăsta? Salariul unui gardian este în mediu 7.000 de lei pe lună. 7.000 de lei? 7.000 de lei pe lună. Care înseamnă câte zile din săptămână muncite, ca să înțeleg? 10-24 de ore. Din lună? Din lună, da. 10 zile din lună, 24 de ore. Serviciu. Uh-huh. Sau dacă este în schimb, respectiv, luni, vineri. Dar sunt grupe operative, sunt alarme. Noi suntem acum, dacă dumneavoastră cunoașteți, noi aproape zilnic trecem percheziții în cadrul sistemului penitenciar. Da, am văzut. Uh-huh. Păi aici este implicat tot efectivul din cadrul penitenciarilor. Noi avem regulamentele noastre, ce sunt interne, cum ridicăm efectivul pe alarmă și noi facem deplasările pe miez de noapte. Noi, când să ajungem la Lipcani, noi ne ridicăm de la domiciliu la ora 11 seara și la ora 5 dimineața suntem prezenți în penitenciarul de la Lipcani. Uh-huh. Și ce faci? Dumneavoastră mergeți tot în... Eu tot merg. Aha. Deci faceți în timpul acestor percheziții? Păi percheziționăm... Celulele, oamenii, deținuților? Noi suntem în drept, conform legislației, să facem percheziții 24 din 24. Oricând. Când dorim. Uh-huh. Când, noi facem percheziții și planificate, dar facem ajutate, le facem inopinate. Dar ce v-a determinat să faceți asta atât de intens acum? Fiindcă foarte multe obiecte interzise au ajuns la deținuți. Cam ce găsiți când mergeți? Ce ați găsit cel mai șocant? Telefoane mobile, alte bunuri care sunt interzise în cadrul penitenciarilor. Uh-huh. Dar cum ajung ele acolo? Prin intermediul gardienilor. Ei încearcă să-mi spună mie că majoritatea să aruncă peste edificiile de pază, dar să nu cont de faptul că eu sunt din cadrul sistemului, eu cunosc lucrurile cum stau. Și angajații din cadrul sistemului penitenciar au intrat în cărdășie și cu rudele deținuților și cu deținuți. Uh-huh. Ceea ce eu am vorbit din start. Noi lucrurile astea le încetăm. Hai să discutăm un pic despre anumite personaje despre care, și pe care noi le-am tot arătat la televizor în reportajele noastre de la știri. Cu asta cumva am început această emisiune. Oameni care s-au transformat de-a lungul anilor într-un fel de tătuci ai pușcăriașilor acolo după gratii și care duc cel puțin au dus până a venit dumneavoastră o viață de lux după gratii. Pentru unii această pușcărie este o relaxare, din câte înțelegem. În primul rând ne interesează cum asta a fost posibil și ce se întâmplă acum cu acești oameni. Să vorbim, de exemplu, despre Nichifor, pentru că l-am arătat destul de des la televizor și un personaj care ne interesează. Condamnatul Nichifor își pășește pedeapsa în penitenciarul numărul 15, Cricova. Prin intermediul administrației, eu, în calitate de director, Administrația Națională a Penitenciarului, am transmis. Nichifor își pășește pedeapsa ca ceilalți toți deținuți. Și dacă eu aud că Nichifor își face mendele cum și le-a făcut până acum, Nichifor va fi transferat din penitenciar în penitenciar și el nici nu se poate să se liniștească, adică să-și creeze celula. Da, confort. Uh-huh. Fiindcă noi suntem în posibilitatea de a transfera deținuții dintr-un penitenciar în alt penitenciar. Și este clar pentru el, sper eu că este clar, din ceea ce mi s-a transmis mie acum la moment, Nichifor foarte mult citește cărți. Citește? Cărți, da. Citește cărți, da. Și se își pășește pedeapsa ca ceilalți toți deținuți. Dar cum s-a ajuns că... Păi ceea ce m-am vorbit eu. Instabilitatea în cadrul sistemului penitenciar. Schimbarea de conducători. Conducătorii de penitenciare, respectiv fiecare la fel lui, a dat câte ceva posibilitate. Ca să fie liniște în penitenciar, dați-i lui Nichifor ceva bunuri. Și lucrurile astea le-au luat ca favor. Adică el, într-un fel, controla ceilalți... Ceilalți deținuți. Deținuți și le spune când sunt și ei liniștiți și când se fac gălăgii. Da. Dar cum asta se întâmplă? De ce asta se întâmplă? Eu nu probabil cunosc. Că administrația penitenciară care a fost atunci. Eu înțeleg pentru mele, da, poate da, nu da, sunt tare da, interesante. Da, nu sunt interesante, fiindcă eu le întâlnesc. Dar eu vă asigur că așa gândesc. Păi, administrația care a fost în penitenciare, parcursul anilor, ca în penitenciar să fie liniște, cum spunem noi, ca deținuții să nu facă tulburări în masă, să nu fie atac asupra gardienilor, respectiv cu cineva din lideri ăștia discută, uite, noi îți dăm niște favoruri, numai tu străduite să fie liniște în penitenciar. La sărbători, la
Da, iată imaginile cu Nichifor, le avem acum pe ecran și arătăm cum se distra cetățeanul. Eu îl văd și am transmis, nu e scus faptul că eu în viitor apropiat am să ajung în 15 ani să discut și cu deținuții și respectiv am să vorbesc eu personal dacă ați fi necesitate, că lucrurile s-au terminat. Eu sunt foarte scurt la discuție. Pe mine o majoritate din ținuți nu mă cunosc. Și eu întotdeauna am fost corect și față de ei. Către deținuți, eu întotdeauna m-am adresat la dumneavoastră și respectiv aceea cer de la ei. Din momentul când cei ceva de la ținut, devii dependent de el. Eu nu am nimic, am spus-o colegilor când am venit în cadrul sistem penitenciar a doua oară și a treia oară. Eu din penitenciar, spunem noi, lucrurile este de artizanat, eu nu am nimic absolut. Pe mine lucrurile astea nu m-au interesat niciodată și eu n-am cerut de la dânsă nimic ca pe urmă să devin obligat să-i fac ceva, o favoare X. În procesul activității în cadrul sistem penitenciar, eu întotdeauna am avut în subordine efectiv colaboratori, angajați. Și întotdeauna am vorbit lucrurile astea. Că din momentul când ai este legi cu deținut și ai ce ceva să-ți facă, tu ai fi obligat a doua zi să vii să-i răspuns. Și toate răspunsurile astea au să înceapă și să se aducă la lucruri grave. Și nu e scus faptul că dacă ai să faci lucruri urâte, ai să ajungi și fără serviciu și nu ai să fii și să înduți ar penal la sfintită pentru legăturile nereglementare cu deținuți. Eu lucrurile astea nu le-am făcut niciodată și efectiv nu poate să iei exemplu domeniul real. Deci ești cu deținuți, eu întotdeauna a fost foarte principal. Dar situații de genul ăsta au mai fost și în alte penitenciare, din câte înțeleg. Fost, asta eu recunosc, eu lucrurile astea le-am văzut. Noi am văzut și în filme, că asta e cumva ca o... Factorul uman. Situație... Totul depinde de om. Totul depinde de om. Dacă credeți că pe mine nu m-au provocat, n-au încercat pe mine să ceva să mă ademinească de ținuții, păi n-am spun corect, n-am să fiu eu corect cu dumneavoastră. Au încercat. Au încercat și ne-au dat. Eu, până la emisiune, v-am vorbit. Eu, în penitenciarele unde am activat, eu am activat în penitenciarul 6 Soroca, în penitenciarul 4 Cricoa, în penitenciarul 15 Cricoa. Eu, unde am activat, am fost colegi de clasă, colegi de grupă, profesori care m-au învățat pe mine, au stat în penitenciar. E clar că m-au rugat să-i ajut să facă niște favoruri. Și eu le-am vorbit, fiecare și are locul lui. Dumneavoastră sunteți deținut, eu sunt angajat, sunt ofițer. Și între noi se termină toată discuția. Aici am oprit tot. Și ne vedem în libertate. Ne vedem în libertate. Și eu vreau să vă spun că m-am întâlnit în libertate, s-au salutat, i-am spus bună ziua, bună ziua și ne-a despărțit. Doi mai mult nu avem ce discuta, pentru că el a făcut niște încălcări, niște crime care eu nu pot să-i iert, ca om. Și aici s-a terminat tot. Bun. Încă despre un personaj vreau să vă întrebăm. Tot unul care a fost în vizorul jurnalului mult timp, numai că din poziția de adjunct a ANP-ului, este vorba de Serghei Demcenco, noi am difuzat și niște înregistrări a discuțiilor pe care le purta domnia sa cu subalternii. Probabil ați auzit și dumneavoastră că ele sunt destul de accesate, cel puțin pe internet am văzut și sunt mediatizate. Spuneți-ne, dumneavoastră, ce știți despre acest personaj? Cu domnul Demcenco, noi am fost ambii, în același timp, director adjuncți. Noi am fost ușă în ușă cu birourile. Parcurs la un an de zile, eu cu domnul Demcenco am vorbit de două ori. Asta când? 2017-2018. Aha. Eu, ținând cont de fapt că sunt din instituțiile de forță, am prieteni din instituțiile de forță. Și mie mi-au povestit despre domnul Demcenco lucruri foarte urâte. Adică când eu am venit în cadrul sistemului penitenciar, în 2017, eu cunoșteam că dumnealui, unde a lucrat dumnealui până ajunge în cadrul sistem penitenciar, s-a caracterizat numai nu pozitiv. Respectiv, dacă personajul se caracterizează negativ, eu cu el nu am ce discuta. Și noi fiecare ne făceam serviciu pe domeniul lui. Dumnealui era partea ce ține de regim, supraveghere, pază, escort. Eu ce ține de partea producere, activitate economică și logistică. Tot. Despre ce fel de comportamente vorbiți, la care v-ați referit dumneavoastră când l-ați vizat acum pe domnul Demcenco? Păi, el când doar a activat până când ajunge în sistemul penitenciar, a activat în Ministerul Afacerilor Interne și a activat în centru. Și ați spus că ați auzit vorbe nu bune. Păi colegii care au activat cu dumneavoastră îmi vorbea că acest cetățean, familia Demcenco, cu Serghei, s-a caracterizat nu pozitiv. Acolo făcea lucruri urâte.
Pune-le oameni în situații, ceva de lua, ceva de dea, ceva, numai nu bine. Respectiv, eu în cazul ăsta nu am ce discuta. Eu cunosc lucruri mai în detalii, dar acum nu cred că este cazul să vorbesc și vorbeam. Și până la urmă, pe parcurs s-a adeverit că lucrurile așa și sunt. Bun, hai să mai discutăm despre un subiect, pentru că toți, după căderea regimului Plahotniuc în 2019, inclusiv unii de la Tribuna Parlamentului, spuneau că în penitenciarele din Republica Moldova stau închiși foarte mulți oameni fără nicio vină. Spuneți-ne, de când dumneavoastră ați preluat această funcție, aveți sesizări, scrisori de la oameni care stau închiși, în care spun că stau degeaba în această pușcărie, vă rog să întreprindeți măsuri? Zilnic eu primesc de la 20 până la 30 de petiții, plângeri din partea deținuților. Majoritatea din petițiile astea sunt pentru condițiile din cadrul, din penitenciare, respectiv. Uh-huh. Dar o bună majoritate de ele ține de faptul că nu sunt vinovăți. Dar cealaltă parte vine din instanțele de judecată, fiindcă ei se adresează majoritatea în judecată, în instanța de judecată. Noi suntem executori, noi executăm încheierile de judecată. Așa. Respectiv, deținuții, dacă se adresează problema respectivă, că nu sunt corect judecați sau corect, sau degeaba, cum spunem noi în popor, sunt în penitenciar, respectiv, ei se adresează în judecată. Către mine, ca conducător, două, trei plângeri, dar respectiv noi le trimitem după competență. Uh-huh. Fiindcă nu este decizia noastră. Pentru a pune o persoană în arest, este necesitate de încheierea judecății. Poftim la judecat, tot întrebările astea le hotărăsc judecat. Numai da. Noi. Știți, nouă, când eram noi la școală, nouă ni se spunea că, iată, oamenii ăștia răi, bandiții, sunt luați de oamenii buni, băgați în pușcărie și reeducați acolo. Pentru că atunci când ies sau o să iasă din pușcărie, să fie oameni buni, să nu mai facă, să nu mai comită crime, abuzuri și așa mai departe. Acum eu vă întreb direct, dumneavoastră credeți că oamenii care ies din pușcăriile din Republica Moldova, ei deja sunt reeducați, sunt gata, sunt mai buni decât au intrat? Am să recunosc. În mediu, dacă luăm 100 persoane deținute care ies din penitenciar, 60% se întorc înapoi în penitenciar. 60% revin în pușcărie? Da, comparativ. Pentru că majoritatea dintre ei sunt persoanele vulnerabile. Cei ce avem în penitenciarele, noi, la moment, majoritatea ei sunt vulnerabile, care sunt din societate, care cunoaștem noi. Deci nu scot locuri de muncă, în societate, fac o prostie și se duc înapoi pentru că aici statul Doar acum, recent, îți văd ce crime să da. Când încerci să intri în esența problemei, majoritatea dintre ei se fac în stare de ebrietate. Da. Păi el dacă iese din penitenciar, ce întâlnește el la, cum spunem noi, la civil? Noi așa vorbim. Uh-huh. Noi când vorbim la civil, ce întâlnește el? Ce e problemă? El, prima infracțiune, majoritatea cazurilor care o face la gara auto. El ieșind din penitenciar, doar cunoaștem cu toții, când iese deținut din penitenciar, statul este obligat să-i dea o sumă de bani. Cam cât? În mediu este 6.000 de lei. 6.000 de lei? 6.000 de lei, da. Să-și procure ceva de îmbrăcat, o haină, etc. Bilet acasă. Și respectiv, el ajunge la gara auto și primul lucru ce el face o infracțiune. Ori cineva, după ce servește, pentru că el după la eliberare, dar la eliberare, în mod obligatoriu, trebuie să pui masă. La gară, pui mână în masă, respectiv trebuie să cineva să-l împingi, să-l îmboldești. Și ajungă înapoi. Păi ajungă înapoi. Sau de acum dacă ajungi, că de domnul și ajungi până acasă în sat, mai decât trebuie să întâlnească cu cineva. Și acolo se începe de acum și aduce aminte din cauza ta am ajuns la penitenciar. Păi eu plângele astea le primesc și eu deodată mă strânge pe mine de spate și spune ei cum s-a întâmplat crima propriu zis. S-a dus acolo, a făcut ceia, în seara ceia, m-a venit ceala, a adus vin, a adus mâncare, m-a venit doamna ceia și până la urmă s-a dovedit că cineva s-a strâns din viață. Mă numără chiar și cazul de la Băcioi, care a fost. A zis, de la o palmă a fost împușcat persoana. Da. E că persoana aceea de acum este la noi în penitenciarul 13. Și el mai fusese la dumneavoastră? Nu cunosc dacă a fost el în noi, dar imaginați-vă, da? De la o palmă, de acum el a ajuns în penitenciar. Uh-huh. Păi el când iese data viitoare,
rudele o să-l aștepte, fiindcă o să mai treacă timpul și o să-l aștepte să facă clarități. Cum s-a întâmplat toate cazurile astea? Da, v-ați interesat? Bănuiesc că ați urmărit statistica și din alte țări. Cifra asta de 60%, mie mi se pare halucinant de mare. Oameni care revin în pușcării, în alte țări, care e? Păi, numai, probabil că e mai mic, probabil că e mai mic, dar în societate este așteptat să oferă un loc de muncă. Cu el se lucrează. Și la noi se lucrează. Se lucrează, dar noi avem servicii specializate care se lucrează cu ei, îi explică, îi vorbește, îi găsește loc de muncă. El se duce două zile la serviciu, dar pe dânsul mai bine la libertate. El nu vrea să lucreze de la orele 8 dimineața până la ora 17. Se lucrează cu mâinile, cu puteri, cu pune capul în mișcare. El mai bine să meargă să fure ceva, să iei, să bată pe cineva. Și respectiv, recidiva este... regretabil faptul, dar în cadrul sistemului penitenciar din Republica Moldova, el este. Și noi nu putem într-o zi să educăm pe toți. Noi încercăm. Mai mult decât atât, vă spun că instabilitatea în cadrul penitenciar s-a pus amprenta pe problema respectivă. Fiindcă fiecare angajat vrea să fie cât de cât stabil. Să știi că astăzi a venit la serviciu, este același conducător sau același șef de serviciu, dar el se primește că el s-a dus în concediu și când a venit, trei șefi de penitenciare s-au schimbat în timp de o lună de zi. Nu ce facem? Da, noi o să continuăm subiectul ăsta după pauza de publicitate, luăm publicitate acum, revenim și discutăm inclusiv despre cărțile pe care le citesc în penitenciare deținuții. Am înțeles că unii sunt despre pionieri încă. Revenim și discutăm.
Da, revenim. La măsurile de reeducare a deținuților am rămas și am zis că o să discutăm un pic despre felul cum asta se întâmplă. Eu m-am uitat un pic pe comentariile la anunțul că veniți la noi. Oamenii au intervenit acolo, cu unii am discutat la telefon. Unii din cei care au mai stat, nu știu dacă pot să le zic, dar sunt cunoscuți, oameni cunoscuți și au spus că nu prea măsuri de educație, de reeducare în penitenciarele de la noi, inclusiv nici măcar cărți nu prea sunt pe acolo. Nu mai zic că psihologul figurează acolo că vine numai de formă. Deci, spun așa, discuții cu psihologul se fac doar pe hârtie și se dau rapoarte la ANP, precum că, iată, luna precedentă, angajații pușcăriei au făcut atâtea măsuri educative. Nu știați de asta, așa? Păi mulțumesc pentru... Da, se mai întâmplă și situații de astea. Cărțile sunt încă cu Zoia Cosmodemianska și Pavlik Morozov. La Bălți, Rezina, Chișinău nu sunt cărți în aceste penitenciare. Prin intermediul emisiunii dumneavoastră vreau să rog cine dispune de cărți în biblioteca personală și are posibilitatea să facă dumneavoastră. Noi suntem disponibili. Super! Și noi primim cărțile. Recent, un fost angajat din cadrul sistemului penitenciar ne-a sunat, am vorbit cu el și mi-a dat 80 de cărți. Unde poate lumea să le aducă? Lumea poate să ne telefoneze și noi mergem la ei acasă, le luăm de la ei de acasă. Foarte bine. Da, că sunt mulți care... Pe pagina oficială Administrației Naționale Penitenciarului este telefonul de contact, telefonează contact, la legătură este șefa Direcției Reintegrare Socială și respectiv mergem la domiciliu și ridicăm cărțile. Ceea ce spuneți dumneavoastră de faptul că sunt cu Zoia Cosmodemianska, nu e exclus faptul că sunt și așa cărți, dar majoritatea care ce cărți ne transmită, noi nu procurăm cărțile. Pentru că noi nu dispunem de posibilități financiare să procurăm cărți. Noi trebuie să construim penitenciarul, așa până să cumpărăm cărți. Dar dacă cineva dorește să le transmită, personal și eu, când eram în afara sistemului penitenciar, am avut posibilitate și am transmis permis pe 200 de cărți. Bine că voi unii ideea asta. Cine dorește, poftim. Măcar și mâine dimineață, la prima oră, ne telefonează și noi ne deplasăm la domiciliu și ridicăm cărțile. Dar să fie cu adevărat cărți, fiindcă majoritatea din cei care ne dau cărți, cum spunem noi, sunt de cele de vechi. Bun, bine că ați făcut. Cât ține de psiholog, dacă s-a vorbit că psihologul nu-și face treaba bine și s-o face de formă. Nu, el figurează de formă. Păi noi cunoaștem ce servicii avem în cadrul sistemului penitenciar și eu vă asigur eu că de mâine lucrurile se vor schimba. Super. Dacă nu se vor schimba, eu am să iau măsuri. Bine. Așa, că nu sunt angajați și lumea fuge într-un parte de coridor în alta și pentru ca să te faci auzit trebuie să arunci cu scaunul în ușă pentru că altfel nu te aud gardienii. Așa, la Rezina, în celulă sunt câte 10 deținuți și la 8 paturi și este interesant. Păi cel care a spus că ei sunt 10 deținuți și 8 paturi, vreau să-mi spui în ce celule sunt, pentru că noi cunoaștem numărul de celule. S-ar putea să nu vă pot spune acum, dar ok. Da, dacă se întâmplă asta... Păi dacă se întâmplă așa ceva, este foarte grav. E foarte grav. Noi suntem prindem măsuri. Pentru că acum noi nu avem suprapopulare în penitenciarul de la Rezina. Noi avem suprapopulare în penitenciarul numărul 13. Aici eu puteam să cred lucrurile astea că poate să se întâmple așa ceva. Dar la Rezina categoric nu poate să se întâmple așa. Și eu numai de dumneavoastră bine că mi-a spus. Bun. Vroiam să vă întreb despre situația de la 13, că tot ați pomenit, acolo a stat și unul dintre deținuții politici din perioada regimului Plahotniuc, domnul Petic. Și el permanent, de mai multe ori a vorbit în spațiu public despre dezastrul din celula în care a stat. Este vorba din renumitul subsol al blocului numărul 3, celula 120. Spuneți-mi dacă ați fost să vedeți ce se întâmplă în subsolul acela, pentru că am înțeles că e strașnic. Eu am să merg în penitenciarul numărul 13 să vorbesc cu angajații, fiindcă ei au nevoie de susținerea mea. Eu simt lucrurile astea și mi s-a transmis informația. Am să merg să ved subsolul acela de care vorbiți dumneavoastră, dar mă întorc la ceea ce am început la începutul emisiunii. Avem necesitate stringentă de construcția unui nou penitenciar. Penitenciarul numărul 13, noi putem să facem reparații an la an și lucrurile nu se vor schimba, pentru că clădirea are peste 100 de ani, respectiv toate lucrurile cele sunt în dezastru.
Mai mult că atât, vreau să mai spun ceva. Deținuții, regretabil, dar ei au o atitudine foarte negligentă de față de bunurile statului. E de înțeles. Păi bunurile care le primesc, fiindcă deținut când vine în penitenciar, lui se alocă un saltea, plapămă, prostiri, față de piernă. Păi să vedeți dumneavoastră, după o lună de zile de detenție, să vedeți în ce stare sunt ele. Pentru că noi, după fiecare, trebuie să aruncăm bunurile cele. Dar ce fac cu dânsul? Adică să pui sub cap, ce poți face? Negligentă, fiindcă cei care sunt la libertate, spunem noi, acuratiști de natura lor, sunt acolo acuratiști, dar care sunt în mizerie la civil, cum am vorbit-o mai sus, așa sunt și acolo, în penitenciar. Și după ei încearcă cineva să le șteargă praful de pe geam sau praful de pe pat. Păi ei sunt în custodia statului și noi trebuie să le facem curat după ei. Eu, în procesul de activitate, am văzut multe lucruri. Când erau escortați în unitatea de transport și după ei trebuia să strângi mult gunoi. Și permiteau să fumeze, să arunce și capetele de țigări și spuneai, făceai observații, dar zici că asta este lucrul vostru. Și eu nu exclus faptul că domnul Pitic are dreptate. Și alți deținuți au dreptate, cum spunem noi. Dar vreau să sunt convins că acolo e dezastru, da, pentru că au vorbit mai mulți deținuți că vă vorbesc subsolul acela e... Păi subsolul acela, el este și nu-i de astăzi. Și eu, în timp de o lună jumătate, când sunt eu un director, nu pot să ajung în toate penitenciarele. Da. Am să ajung și la penitenciarul numărul 13, dar mă întorc la ceea ce am spus-o mai sus. Construcția unui nou penitenciar este o mare scăpare la noi. Da. Am face un penitenciar modern, european, cum ne place nou să spunem, ceva european. Și atunci lucrurile le-am schimbat, dar până atunci poftim, o suntem aici, noi suntem. Dacă nici agenții economici nu vin să participe la licitații pentru construcția penitenciarului. Dar dacă vin cu încălcările prevederilor reglementare. Noi la cine să strigăm? Cine să rugăm noi că să vină în Republica Moldova să construiască penitenciarul? Dacă ei au venit, au participat la licitație și când au ajuns propriu zis fie definitivarea situației, el s-a retras din licitație. După ce s-a retras, mă rog, eu nu cunosc foarte bine situația, dar poate s-a retras în favoare cuiva. Păi nu știu, știu că atunci a fost o companie din care s-au făcut un concern din trei companii din Republica Moldova, dar ei n-au întrunit condițiile, fiindcă sunt niște condiții foarte drastice și trebuie să le respecti. Nu poți să vii să faci penitenciarul, parcă faci o casă de, eu știu... Da. De la doamna Nimerencu am înțeles că avem nevoie de trei spitale în Republica Moldova, de la dumneavoastră știm că avem nevoie de cel puțin rapid o pușcărie nouă. Hai să vorbim un pic, puțin timp ne-a mai rămas, dar am zis că subiectul ăsta e interesant și trebuie să-l abordăm. Să discutăm un pic despre meniul pușcăriașilor, deținuților. Iată, de exemplu, un copil de grădiniță. M-am interesat astăzi. Statul îi oferă un meniu de 29 de lei și 55 de bani pe zi. Unui copil de grădiniță. Da, unui deținut? Vă zic sincer, nu sunt gata să vă spun acum cât costă un meniu unui pentru deținut. Dar sunt sigur în ceea ce am să spun acum. Sistemul penitenciar anual achiziționează produse pentru alimentarea deținuților. Depinde cât? Alimentează în destul, conform prevederilor hotărârii de guvern, care stabilește meniul și respectiv gramajul pentru fiecare deținut. Este o altă problemă. Deținuții, pe timpuri, când era o sărăcie, cum spunem noi, la ea acasă, administrația penitenciarilor a permis persoanelor, rudilor apropiate, prietenilor, să le aducă pe deținuților ceva de mâncat, cum spunem noi. Genți. Genți. Cum? Păi gențele celea, regretabil faptul, dar el vine și în ziua de astăzi. Și se primește paradoxal. Pe o parte, noi ieșim cu unitatea de transport cu cartofi care sunt de aruncat. Alterați. Și pe cealaltă parte vine mama deținutului cu geanta plină cu mâncare și îi spune că voi aici nu-i hrăniți. La momentul actual, de către mine personal, a fost dată indicația direcției logistice din cadrul Administrației Naționale Penitenciarului, să fie emis un ordin, adică ordinul am să-l semnez eu, și să facem pe parcurs la jumătate de an, să arătăm publicul larg, persoanelor, rudilor, cât mâncare aruncăm noi din ceea ce le oferă statul. Și atunci eu, cu acceptul Ministerului Justiției, am să pun franc întrebarea. Noi mai primim mâncare în penitenciare? De la rudii, asta aveți în vedere. Da. Genți.
Mai mult că atât. Hotărârea de guvern, mă refer la statutul executării pedepsei de către condamnați, ne este interzis de a primi produse care este necesară de prepararea lor. Dar noi lucrul ăsta am acceptat atunci când vă vorbesc, era sărăcie. Acum, la moment, dacă eu astăzi pun sarcina să fie stopată intrarea în penitenciar a produselor care este necesară de prepararea lor termică, de să nu se au sărădice, tulburări în masă. Spune, cum până acum s-a permis, dar astăzi nu se permite, cine sunteți? Ați venit să, să ne strângeți pe noi, da, să ne încălcăm acolo drepturile, etc. Eu am să le dovedesc tuturor cum stau lucrurile. Dar lucrurile astea trebuie să fie cu mâncarea să aruncă. Să aruncă pâine, să aruncă terci, să aruncă borș, să aruncă varză, să aruncă cartofi, să aruncă morcov, să aruncă, fiindcă ei primesc mâncare de la rude, respectiv pâine de casă, mâncăruri de casă și cealaltă care trebuie să fie la ospătărie, el nu ia. Dar noi suntem obligați, spunem, în vas, preparăm. Pentru că noi suntem obligați, statul este obligat, statul luat în custodie, este obligat să-l întrețină. Deci să-l hrănească 3 ori pe zi, să-l spele o dată în săptămână, să-i schimbe lingeria, dar și din partea lor trebuie să fie abordarea alta. Asta este realitatea. Stați că de-am luat mai multe întrebări. Poftim. Da, oamenii ăștia, înțeleg că statul îi hrănește, îi îmbracă, ei, așa cum ați descris dumneavoastră, situația parcă ar sta la curort acolo. Dar eu îmi amintesc că pe timpuri oamenii ăștia mai și munceau, adică erau scoși la muncă. Înțeleg că acum practica asta nu mai... La momentul actual, încadrarea în deținut în câmpul muncii. Da, legea nu ne obligă deținuți care să muncească. Păi pe timpul legea e obligat. Pare mi-s că în articolul 2 scria că deținuții sunt obligați să muncească. Da. Au spus că dacă noi îi impunem să muncească, le încălcăm drepturile. Noi ne uităm tot într-o direcție europeană, da, acolo, că nu-i atingeți, etc. Deci nu au voie să fiți obligați să muncească. Numărul deținuți încadrat în câmpul muncii. 2987. Astăzi, data de 13 ianuarie 2021. Dintre care, remunerați 1608, cei care lucrează la întreprinderile de stat. Neremunerați, care lucrează în folos comunității, cum spunem noi, 1379, de servire gospodărească 675 și ieșire în afară obiectelor de muncă 220. Ceilalți din 2987, reieșând cu 7000 care avem în cadrul sistemului penitenciar acum, 4000 nu muncesc. Spunem că aici sunt majoritatea în izolatoare de anchetă penală și că ei sunt închiși și nu pot fi implicați. Dar când ajung în penitenciar, agenții economici care vin la noi și solicit ca să le prestăm forță de muncă, se ciocnesc cu problemă. Deci nu se nu vor să lucreze. Ca să-l convingi să lucreze, trebuie să vii cu o ofertă ingenioasă. Să-i pui masă, să-i explici, să vorbești cu el. Fiindcă el știe că la sfârșitul termenului de pedeapsă, statul îi va da 6.000 de lei care să spui, poftim, pleacă acasă. Interesant. Da. Despre obșceac vreau să vă întreb. Sunt mai multe întrebări legate de felul cum se formează aceste fonduri în pușcării. Cine le gestionează și de ce practica asta nu poate fi dezrădăcinată odată și pentru totdeauna? Am spus-o către colegii de serviciu și vă vorbesc cu noastră emisiune. Obșacurile ajung în penitenciar prin punctul de trecere și control. Prin gardieni. Dar prin gardieni. Păi ca să noi suntem cei care permitem să ajungă acolo. Și respectiv când încerci să rădici așa numită obșac, respectiv oamenii se revoltă. Da. Ca să nu ai problema asta în penitenciar, nu trebuie să permiți să intri. Și noi știm foarte bine, eu dau exemplu ăsta, poate e banal acum, dar ca la copii. Dacă ai dat copilul 3 telefoane mobile, el cu tot 3 ia să joace. Și încearcă și eu unul din tâns, și să vedeți cum se strege el. Păi atunci dă-i numai unul. Și noi dacă încercăm să le mergem lor, cum spunem noi, la întâmpinare, poftim ce se întâmplă. Ei au drepturile, să ai și țigări, să ai și ceai, să ai toate lucrurile astea. Au dreptul ăsta? Păi, au dreptul, da. Legislația permite ca ei să aibă. Dar noi trebuie să fim atenți când permitem să intre ceva. Atunci noi să ținem sub control, dar dacă noi să permitem să intre cu unități de transport bunuri în penitenciar, nu o să fim noi cei care conducem, dar o să fie ei care o să ne conduce pe noi. Și e că aici ne ciocrim cu problema care am vorbit. Celulele astea de lux, ele cum se formau acolo? Păi se formau, fiindcă, iar mă întorc la ceea ce am vorbit-o mai sus. Este
puternicirea administrației. Dacă administrația, începând de sus, cum spunem noi, permitea jos să facă lucrurile astea, cel de jos, executorul, nemijlocit, gardianul, el ce poate să facă? El trebuie să execute. La mine, dacă se adresează, din start este răspunsul nu. Și gardianul nu primește indicații. Permite lui Y sau Z să introducă obiecte interzise în penitenciar. Eu nu permit. Dar cu mine nu discut subiectele astea, fiindcă eu nu merg la Crădășei. Da, deci problema e în gardieni, din ceea ce înțeleg. Păi întregime, întreg personalul sistemului penitenciar. Că noi acum vorbim de gardieni și noi... Ziceți că problema e în ei, pe de altă parte alții nu aveți de unde să luați, pentru că și așa aveți deficit de cadre. Păi da, efectiv ăsta, care vorbim noi de gardieni, fiindcă la noi gardienii sunt cei care păzesc penitenciarul și ceilalți care acum eu nu le vorbesc de ei, cred că ei pe dânsul nu îi privește pe el. Da. Pe întregime, întreg efectivul din cadrul sistemului penitenciar. Fiecare la locul de muncă poartă nițel viră. Da. Eu, dacă să permit eu, ca conducător, am să fac sunete cât șeful de penitenciar și am să spun, uite, vine persoana X și dați-i voie să intre în penitenciar cu bunul lui Y, el mâine n-a să permită să intre. Că ce îmi spune, să spun, băi, dă-o și voie și eu, dacă directorul... Da. Bun, ultima întrebare, foarte scurt. Gheorghe Damir, e întrebarea de la un telespectator. Gheorghe Damir, fratele lui Damir, cel pe care îl știe toată lumea, care era mâna dreapta lui Plahotniuc. Știm că era comandant adjunct al detașamentului destinație specială Pantera. Mai lucrează sau nu? Gheorghe Damir, la momentul actual, este în concediu de boală. Acum, da. Păi da, el este încă în funcție, fiindcă cât persoana este în concediu de boală, nimeni nu este în drept să pună persoane să plece din statea respectivă. Dar de când e bolnav omul? Înainte de anul nou, când am venit eu în funcție de direct. S-a îmbolnăjit. S-a îmbolnăvit, da. Da, deci atunci când fratele lui era în pușcărie, el era șef la Pantera încă. Păi da, fratele lui și acum este în pintință. Păi da. Da, el nu era șef. El nu era șef la Pantera, el este, cum spune dumneavoastră, adjunct. Păi da, șef adjunct a detașamentului de destinație specială. El ca om, eu am vorbit cu el cunosc pe el, adică eu, asta nu-ți povestesc de om care eu nu-l cunosc. Aha. El se comportă foarte, foarte bine. Aha. El își face bine meserie, el e foarte disciplinat, dar s-a întâmplat că pe timpuri când era cineva la conducere, el își permitea niște lucruri acum, dar acum dacă nu mai sunt cei care îți permitea cineva să face prostii, omul s-a liniștit, vine la serviciu la timp, își face job-ul și nu atinge pe nimeni nimic. Nu-i hotărăște la nimănui soartă, dar pe timpul... Eu vă mulțumesc, din păcate nu mai avem timp. Doamnelor și domnilor, revenim în partea a doua a emisiunii cu alți invitați, discutăm despre problema gazelor, a energetice în general, despre criză. Revenim.
Revenim. În această parte a emisiunii o să discutăm despre criza energetică, despre criza gazelor, care, iată, a revenit peste Republica Moldova și o să discutăm subiectul respectiv cu Dan Perciun de la PAS și Alexandru Slusar de la Platforma DAB. Bună seara, domnilor! Bună seara! Eu am citit cam toate declarațiile și postările posibile și imposibile din ultimele două zile legat de acest subiect al crizei gazelor. Pe de o parte am văzut postarea, reacția dumneavoastră și a lui Radu Marian, care sugerați clar că e vorba de faptul că Chișinăul sau noua guvernare nu a acceptat niște condiționalități politice din partea Moscovei. Pe de altă parte, am văzut declarațiile pe care le-a făcut domnul Spânu, care are cu totul alt mesaj, zice că e vorba de business și nimic mai mult. Și că aceste condiționalități din partea Rusiei parcă nu ar exista. Întrebare firească pentru dumneavoastră, domnule Perciun, de ce trimiteți două tipuri de mesaje în societate? Pentru că și domnul Spânu e membru a echipei PAS în continuare, chiar și secretar general al partidului. În primul rând, nu în ultimul rând, pentru că sunt două categorii de interlocutori. Și cu una dintre aceste categorii, noi în continuare ne aflăm într-un proces de discuții și negociere practic zilnică pe un șir întreg de subiecte de maximă importanță pentru cetățenii Republicii Moldova. Bună oară, acum vorbim despre datoriile pe care le-a acumulat Moldova Gaz față de Gazprom, ca urmare a majorării prețului de achiziție. Și ca să vă dau un simplu exemplu, dacă până acum Gazpromul niciodată nu solicita ca acele devieri negative care se acumulau să fie achitate în momentul acumulării lor, și tradițional ele se acumulau acolo și urmau a fi compensate ulterior, într-o perioadă în care consumul cetățenilor este mai mic și povara pe ei este mai mică. De data asta, se pare că Gazpromul solicită plata la zi. Deși asta în contract era din 2006, dar practica asta de a solicita plata la zi apare acum. Și atunci, pe de-o parte, noi încercăm totuși să convingem Gazpromul să permită în continuare amânarea acestor plăți, cum a fost până acum, spunând că este o regulă nouă pe care o aplică. Și în același timp, vă dați seama că în asemenea condiții și modalitatea de dialog trebuie să fie suficient de precaut și diplomatică, pentru că nu suntem, din păcate, într-o poziție în care să putem vorbi de pe picior foarte ferm în raport cu un monopolist. Și atunci vă dați seama că și declarațiile pe care le fac oficialii care sunt în acest proces de discuții sunt mai diplomate și poate mai atente decât acelea pe care le putem face noi în încercarea de a explica cetățenilor ce se întâmplă de fapt la televizor sau pe Facebook, pe rețelele de socializare. De aici aș o să observați nuanțe și accente diferite în comunicarea pe care o au bunăoară deputații și anumiți membri ai guvernului. Pentru dar că realitatea suntem și care este până la urmă? Realitatea este cea care o spuneți dumneavoastră? Este aceste condiționalități politice, ele au existat? Eu aproape sigur că ele au existat. Realitatea este că Federația Rusă lunile astea era la un prag de a invada Ucraina. Și în asemenea condiții, vă dați seama că și negocierile pe acest subiect nu puteau să nu aibă și conotații politice, și în cazul în care s-ar fi de principiu acceptat deschiderea acestei discuții, bineînțeles că acolo am fi văzut tot felul de solicitări. Domnul Slusari, dumneavoastră v-am văzut supărat la un moment dat, ați cerut și demisia domnului Spân. Așa. Ce v-a determinat? PAS-ul ne cheamă la solidaritate, să fim solidari, să strângem rândurile, să înțelegem această situație noastră, supărat? Tare mi-a plăcut cum a scris azi colegul meu Dino Plângău, că noi suntem gata să fim solidari, să punem umărul la căutarea soluțiilor, dar nu la justificarea greșelilor. Da, Gazprom folosește arma gazelor ca bâtă politică, era clar de la început. Și probabil, în contextul transparenței, era mai bine că în
contextul negocierilor, când s-a întâmplat, când a fost procesul de negocieri, că iarăși, dumneavoastră foarte corect ați menționat duplicitatea, adică mesaje duble care merg. Atunci au fost întrebări, când a fost declanșată starea de urgență, au fost întrebări către domnul Spânu, către doamna Gavriliță, către domnul Kulminski, mai era în funcție. Da. Există condiționalitate politică? Și răspunsul a fost cărmări, evazive. Cineva spunea că există, cineva spunea că nu există, cineva spunea că ba există, ba nu există. Probabil că trebuia să fie atunci comunicarea foarte transparentă din partea guvernării și din partea doamnei președinte, se spune, iată, asta se cere, asta se cere, asta se cere. Oameni buni, noi suntem un stat suveran. Iată care este prețul. Probabil nu mai semnau protocolul. Nu știu ce semna, dar ce puțin era de înțeles atunci ce se întâmplă. Referitor la domnul Spânu, eu și colegii mei de la platformă, da, noi rămânem cu consecvență. Domnul Perciun a menționat foarte corect despre această condiție cu plată în avans și 48 de ore de conectare. Da. Că sunt condițiile din 2006. Domnul Spânu, din punctul meu de vedere, și lucru care în primul rând nu ne place, cumva s-a transformat într-un avocat a Moldova Gas aici. Și a venit la negocieri cu echipa de la Moldova Gas, afiliată Gazpromului, care au stat bine, mersi, au știut din luna august că contractul expiră și din prima zi după investire guvernul trebuia să pornească procesul de negocieri. Ce s-a întâmplat? Haideți să deschidem parantezele. Eu cunosc, o să vrei domnul Perciun să confirme poftim, n-a să vrei, mă rog. În luna august a venit aici domnul Cozac și a promis că băieți, totul ok, mai departe, da, înțelegem vectorul european, încât eu am înțeles, a fost discuția destul de constructivă și a fost promisiune din partea lui Cozic că cu contractul la gaze n-a să fie probleme, n-a să fie nici prelungim pe aceeași formulă, stați liniștit. De atunci am văzut mesajele că este, când pe doamna Sandu a fost întrebată ce se întâmplă, că este subiectul pentru doi agenți economici. Au trecut două luni și noi am văzut cum a fintat domnul Cozac. Și a fost așa, mai bucureștean să spun, a fost un chidos din partea lui. Și în asemenea condiții, domnul Spânu, bine, cu Moldova Gas era atât de clar, că cum ciobanul ne merită în această funcție, cum a insistat Dodon, noi am avut atunci altă opinie vis-a-vis de domnul Ciuban, dar mă rog, asta e trecutul. Ei au executat instrucțiunile Gazpromului. Da, domnul Spânu, deja, bine, formula cu gaze a fost care a fost, aici putem discuta despre prețul și factorul transnistrian, poate reușim azi, deși asta trecutul. Dar când deja ați ajuns la prețul și trebuia să anticipeze. Dacă nu vreau să facă Vadim Ciuban, trebuia să facă acest lucru domnul Spânu, care este economist de meserie, finanțist, să analizeze că prețul oricum cu această formulă, cu predicția care o să fie prețul în decembrie, în ianuarie, dar oricum crește vertiginos pentru populația. Și o să fie probleme cu plățele în avans, o să fie celelalte probleme, o să fie greutăți cu acumularea mijloacelor financiare. Lichidităților. Și precis această problemă o să existe. Să fie miop și să crezi că mai departe, mai ales după ceea ce a făcut domnul Cozic în luna august, să crezi că Rusia mai departe nu va folosi această pârghie, care din 2006, da, a fost în hibernare, dar în contractul a rămas, să crezi că nu va fi aplicată această condiție, era minimum naivitatea. Atunci trebuia să fie fiecare virgulă negociată, să fie domnul Spânu exigent. Ca atare, aceste două condiții, cu 48 de ore și plata în avans, a fost o bombă cu ceas care a fost lăsată acolo special și fiecare lună provoacă criză energetică, provoacă problema de conectări, problema sustragerii banilor din bugetul de stat, problema pericolului creșterii tarifului și iată toată atmosfera enervantă în care se află toată societatea se datorează anume la aceste două puncte. Da. Din punctul meu de vedere, eu sunt de prins să răspund pentru propriile greșeli. Tot timpul, dacă eu am greșit, eu ies și spun, eu am greșit. Domnul Spânu, toată perioada aceasta, cu părere de rău, sau a fost prea credul, sau a fost prea naiv, sau a fost incompetent, el a venit cu echipa de la Moldova Gas,
a adus aceste negocieri cum a dus. Noi am ajuns aici, da, exista șantajul politic, da, noi cunoaștem că era această linie, dar mai multe aspecte trebuia să fie mai bine pregătite. Ele nu au fost pregătite și politic răspunderea poartă domnul Spânu. Dar și cel mai important lucru, eu nu înțeleg de ce sabotajul cu care s-a ocupat Moldova Gas pe parcursul anului 2021 și în personal Vadim Ciban, acum cumva este acoperit sub paravanul lui domnul Spânu, care la fiecare colț, la fiecare întrebare sare în apărare. Părerea mea că fiecare om trebuie să răspundă pentru propriile greșeli. Noi tot l-am întrebat pe domnul Spânu la un moment dat, și pe domnul Spânu și pe domnul Ceban, ce cred unul despre celălalt. Domnul Spânu a spus că domnul Ceban este un administrator bun, care într-adevăr... Bun și, pentru cine? Pentru Moldova Gaz. El, pentru Moldova Gaz, de da, acord. Asta zicea, care a reușit să regleze lucrurile cumva acolo la Moldova Gaz. Domnul Ceban a spus că i-a fost foarte ușor să-l aibă ca partener la negocierile, pe domnul Spânu, la negocierile cu Gazprom. Adică, așa, niște amabilități care mi s-au părut cumva ciudat, având în vedere perioada când domnul Ceban a ajuns la Moldova Gaz. Eu aș vrea să facem câteva clarificări, la fel, făcând o ușoară retrospectivă. Pentru a putea aprecia în ce măsură s-a ajuns la un rezultat bun sau prost, trebuie să reieșim și din ceea ce era fezabil de principiu. S-ar fi putut obține o înțelegere mai bună cu Gazpromul pe ultima sută de metri, cu riscul iminent de deconectare de la gazele naturale a Republicii Moldova? Nu cred. Și cred că acea formulă de preț pe care noi am obținut-o, care asigură un preț de achiziție de două ori mai mic decât prețul de piață, nu este o formulă rea. Acum, evident că în condițiile creșterii prețului pe piețele internaționale, asta a tras după sine și majorarea tarifului. S-ar fi putut intui în luna noiembrie cum o să evolueze prețul la gaze? Puțin probabil. Și cred că cei care ar fi putut să o facă ar fi devenit multimiliardari. Acele scenarii pe care eu le-am văzut și lumea care cred că citește presa internațională le-a văzut, vorbeau inclusiv de o potențială scădere a prețului la gaz. Faptul că noi am avut o situație când în luna decembrie prețul la gaz practic s-a majorat cu peste 60% peste noapte, vorbește despre faptul că asta este o piață în care nu se determină prețul în funcție de cerere și ofertă. Dar există aspecte, evident, politice care influențează. Și atunci era foarte complicat în luna noiembrie să ai o certitudine că o să evolueze într-un mod sau altul. Estimările care s-au făcut porneau de la analizele disponibile public și la nivel internațional. Acum, ceea ce vedem este că, cum nu rare ori se întâmplă, anumite analize și previziuni economice diferă în realitate decât ceea ce se intuia și am văzut o continuă creștere a prețului la gazele naturale. Bine, o ușoară scădere, dar o scădere mai mică decât ceea ce a fost anticipat și o creștere față de nivelul din luna noiembrie. Ceea ce ne pune astăzi într-o situație complicată, sub două aspecte. Unul ține plățile populației, exact, și tariful majorat și circumstanță în care obiectiv vorbind, tariful la un anumit moment va trebui să fie majorat în continuare. Iar pe de altă parte avem această problemă cu acumularea datoriei de către Moldova Gaz, către Gazprom, care este o problemă în primul rând a Moldovei Gaz, dar care pune sub semnul întrebării posibilitatea livrărilor de mai departe. Da, acum, pentru prima problemă care ține de veniturile populației, soluții sunt. Și asta a fost și o parte din mesajul care a fost și în luna noiembrie, că inevitabil prețurile vor crește, dar se va veni cu un pachet de compensații. Care haideți să, înainte fost, să discutăm despre dar acest pachet la această de compensații. Etapă, cred că putem, în condițiile creșterii, în continuare a prețului de achiziție, să vorbim despre un pachet mai mare. Și asta este, cred, inevitabil și cred că este foarte mare dacă înțelegerea. Cât de mare, așa trebuie să întâmple. Cât de mare poate fi acest pachet, domnule Perciun? Deci, eu înțeleg că poate încă nu ați luat o decizie acolo, în partid, și probabil discutați cu cei de la guvern. Dar dați-ne măcar de înțeles. E...
Această indexare pe care o intenționați să o faceți, ea va acoperi toată această eventuală posibilă creștere pe care, despre care văd că vorbește și domnul Șerban, haideți să vă zic care va fi de câteva cifre. De la până la 15 lei. Da, deci haideți să vă zic câteva cifre. Noi am calculat pentru a acoperi această majorare de tarif, care încă nu este clar dacă va avea loc sau nu, da, dar estimăm diferiți scenarii, ar fi nevoie de undeva 700 de milioane suplimentare pentru următoarele 3 luni de zile, în așa fel încât chiar dacă se majorează tariful dincolo de nivelul actual, să putem menține nivelul actual al tarifului din factură. Adică compensați 100%? Creșterea de la 11,08 la 14,7 pe acea parte care e compensată și la moment. 150 de metri cubi de gaz și noi deci am estimat la o gigacalorie în prima variantă. Asta e un scenariu. Nu exclud că putem identifica și mai multe resurse pentru niște compensații și mai generoase. Dar acum suntem la etapa simulărilor, diversor scenarii și estimărilor posibilităților financiare reale de care dispune astăzi bugetul de stat. Dar conștientizarea gravității situației cred că o avem cu toții. Și foarte bine înțelegem, mai ales atunci când vorbim de încălzire centralizată. Și de ce mă refer la încălzire centralizată? Pentru că pe gaz bunoare încă omul mai are o anumită posibilitate într-o anumită marjă să ajusteze consumul. Dar la încălzire centralizată, cât a pus termoelectrica în factură, atât ai de achitat. Și aici vorbim că cu regret încălzire centralizată de regulă au și oamenii cu venituri mai mici. Pentru că cine a putut să mute la un bloc nou a făcut-o și a pus cazan pe gaz. Și atunci, bineînțeles, având o pensie de 2.000 sau 2.500 de lei, când îți vine o factură de 2.000 sau 2.500 de lei, îți iei lumea în cap. Și gravitatea situației noi o înțelegem cu toții. Pe partea asta, soluția sunt compensațiile, altele nu sunt. Dar compensația în marja celor 150 de metri cubi care erau și anterior. Identificăm mai întâi resursele, cât putem aloca și maxim cât putem aloca trebuie să alocăm. Am zis care ar fi costurile dacă am acoperi această majorare a tarifului pe modelul existent. Dacă vrem să mergem dincolo de asta, bineînțeles că e nevoie de sume suplimentare pe care trebuie să le găsim și să le identificăm. Pe fundalul creșterii prețului și inclusiv dezechilibrării raportului dintre importuri și exporturi, vedem și anumite încasări la bugetul de stat. Bun, și ca urmare a creșterii economice și a altor procese care se întâmplă. Și aceste venituri de la bugetul de stat, după mine, trebuie direcționate prioritar acum în această direcție, pentru că e o situație foarte complicată pentru foarte, foarte, foarte multă lume. Vreau să înțeleg dacă guvernarea este conștientă că oamenii pur și simplu, multe familii nu au bani. Nu au banii ăștia în plus pe care trebuie să-i plătească. Și faptul că o să fie majorate aceste tarife, asta nu înseamnă că o să adunați mai mulți bani la buget, de la plata facturilor. Pentru că oamenii pur și simplu nu au... Eu cunosc deja familii care spun că luna asta nu achită pentru că nu au de unde. O să încerce să achite pe bucăți. Poate, absolut. Dacă o să le se permit, că înțeleg că nici măcar asta nu se poate în momentul ăsta. Absolut, și de asta și compensațiile sunt atât de importante. De atât noi și propunem. Eu atent l-am ascultat pe domnul Spână iarăși. Iată, azi domnul Perciun spune un pic altfel. Eu sper că totuși această linie va fi acceptată, adoptată. Domnul Spână cumva a menționat că majorarea compensațiilor va urma dacă va crește tariful. Din punctul meu de vedere, și aici eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră, că luna decembrie a fost unul șoc pentru populația, pentru agenții economici. Hai, cu agenții economici în general nu primesc nicio compensare. Asta o să fie bulgăre de zăpadă și o să vedem asta în câteva luni, în creșterea prețurilor la cele mai mari, cele mai importante produse sociale, inclusiv. Dar acum, din punctul nostru de vedere, este necesar de majorat compensațiile, ținând cont de situația șoc în decembrie, ne așteptând
schimbarea sau neschimbarea tarifului. Trebuie să fie necondiționat acest lucru. Trebuie pur și simplu de majorat, de gândit dacă sunt surse suplimentare, absolut de acord cu această idee că să fie toate sursele suplimentare alocate, de așteptat un pic, eu mă rog, nu cunosc foarte bine situația bugetară, dar, de exemplu, toate lucrările cu drumuri, poate de oprit, și pentru ianuarie, februarie, oricum aceste lucrări nu merg până când o să meargă tender, pe urmă în martie-aprilie poate situația se va îmbunătăți, vor ajuta partenerii externi, dar banii prevăzuți pentru anumite categorii de cheltuieli să fie redirecționate acum urgent pentru a atenua impactul șocului. Exact. Fără că să punem întrebarea, o să crească tariful, să stăm cu binoclu și să vedem este majorarea sau nu e majorarea. Sugestia noastră să fie în următoarele 5-6 zile majorate aceste compensații e necondiționat. Cât de mult, domnul Slusari? Nu, sigur că trebuie de văzut situația care este în buget. De exemplu, România a alocat compensațiile la 35 până la 40% din ei au plafonat prețurile. Și din mărimea facturii? Facturile și la gaz și la energie electrică, aha, atât pentru populație cât și pentru anumite categorii de agenți economici. În primul rând pentru businessul mic și mijlociu. Înțelegem că România are alte posibilități. Eu nu vreau să fiu populist, dar absolut de acord cu această linie magistrală care a spus domnul Perciun, toate încăsările suplimentare la moment și redirecționarea altor categorii de cheltuieli se meargă pentru a majora compensațiile și pentru a nu permite linia aceasta care noi vedem cumva de dezechilibrarea și încercarea de a folosi greșelile, da, unor. Dar vreau să menționez, pentru că domnul Slusari a dus în discuție subiectul României. Încă o dată e important să înțelegem, deși eu cumva conștientizez că asta nu ușurează cu nimic situația unei persoane care își vede o factură de 3.000 de lei, că sunt niște circumstanțe internaționale. Și situația asta în care ne găsim noi complicată, în ea se regăsesc și țările din regiune și multe țări la nivel global. În România, prețul de metru cub la gaze, mă uitam ieri pentru că tot discutam pe Facebook subiectul, e 48 de lei la cel mai mare furnizor de gaze naturale din România, Engie, care e o companie multinațională, aha, italiană. Plafonarea acolo, a prețului maxim, a dus la default-ul mai multor companii mici care livrau gaze naturale și acum această companie a fost obligată de stat spre acei consumatori. Deci în situația asta nu sunt soluții simple sau soluții nedureroase care să nu creeze tot felul de alte probleme ulterior. Noi am mers nu pe scenariul plafonării, am mers pe scenariul compensării și cred că este o opțiune bună care pur și simplu trebuie continuată. Și dacă vorbim de impact, la fel, cred că nu sunt cifre care au fost vociferate până acum. Factura medie a consumatorilor casnici de la bloc la gazele naturale a crescut între luna noiembrie 2020-2021 cu 325 de lei. Cam asta este majorarea. Pentru luna decembrie creșterea e de 317 a diferențelor, pentru că un pic s-a redus consumul mediu în decembrie față de anul trecut. Unde vedem într-adevăr un șoc enorm e pe partea celor care trăiesc la casă la sol. Aici majorările în factură pentru luna decembrie au fost de aproape 1000 de lei. Deci cumva evident că cei care își consumau mai mult, uh-huh, și de regulă trăiau în sector particular, ei au fost cei mai afectați de aceste majorări. Dar oricum, 325-317 nu sunt sume de neglijat raportate la veniturile pe care le au cetățenii noștri și oricum sunt sume medii. Și asta eu mă refer la gazele naturale. La încălzire situația e mai complicată pentru că, după cum menționam, nu are consumatorul posibilitatea să-și ajusteze volumul consumat. Nu știu, de unde e așa? Poate cifrele medie sunt, dar eu cu cine nu vorbesc, iată, la mine fică cu ipotecă, cu apartament de o singură odaie, și la dânsă s-a dublat factura pentru luna decembrie. Da. Cu cine nu vorbesc, minimum s-a dublat.
Asta sunt unii noi, care e aproape s-o triplat. Noi tot am discutat în redacție subiectul ăsta, când, după consumul, ce am primit toți consumul facturile. Mediu, consumul mediu pe noiembrie a fost 111 metri cubi, pe decembrie au fost 118 metri cubi la consumatorii casnici la bloc. Eu nu cred în aceste cifre, cred în facturi. Nu, și informația eu, care... Domnul Slăzărinea, sunteți și economist. Și, nu, bine, dar toată lumea poate găsi facturi mici, facturi Moldova mai mari. Cu regret, exemple individuale nu reflect situația în ansamblu. Da, când vorbești cu... Hai, în noiembrie a fost situația. Și, într-adevăr, nivelul de plată a fost 95%. Într-adevăr, noiembrie a fost luna relativ caldă și... prețurile, adică consumul nu a fost așa de în decembrie, la cine nu vorbesc, e minimum dublarea. Nu știu, mai verificați încă o dată. Șoc care iată, este 3-4 zile, toată lumea vorbește. Eu cred că șocul o să fie mult mai mare când o să primim facturile pentru ianuarie, pentru că vedem ce temperaturi sunt afară și consumul crește. Doar un pic am vrut să mă întorc la faza cu condiționalitățile, pentru că noi am încercat la un moment dat să discutăm subiectul ăsta cu domnul Spânu, dar n-am reușit. Acum, dacă tot dumneavoastră vorbiți că aceste condiționalități politice și precizați că au fost cumva legate de problematica transnistreană, vă rugăm să ne dați niște detalii. Ce anume a vrut Rusia? În ce constau aceste condiționalități? Bă, eu sunt convins că ați discutat subiectele astea. Poate v-a spus dumneavoastră, domnul Spânu, mai multe. Nu, eu n-am să mă refer nemijlocit la situația, de la noi? Situația din acest proces de negociere, dar cred că ceea ce au menționat și anumiți analiști politici pe dimensiunea de politică externă, e că la momentul de față miza este conflictul transnistran și reglementarea lui să servească drept un exemplu pentru situația din Ucraina și se fac eforturi pentru a impulsiona acest proces în contextul regional mai larg care există la moment. Și cred că toată lumea înțelege că într-o variantă propusă de Federația Rusă, reglementarea conflictului transnistrean nu poate însemna altceva decât slăbirea statalității Republicii Moldova, blocarea procesului de luare decizii, luarea deciziilor la nivelul Guvernului Parlamentului, prin diluare politică. Vă întreb altfel, ca să nu vă ușurez cumva. S-a propus vreo altfel de variantă de federalizare? Nu pot să vă spun dacă s-a propus sau nu. Cred că totuși atât din detalii, cel mai bine să discutați cu cei care au participat în mijlocit în negocieri. Și cred în același timp că mesajul foarte tranșant, că nu poate fi conexată discuția despre gaze cu reglementarea conflictului transnistrean, cumva foarte rapid a mișcat discuțiile din această direcție spre discuții nemijlocite despre asigurarea cu gaza Republicii Moldova. Dacă s-ar fi făcut concesia de a accepta de principiu această discuție, am fi avut tarife mai mici. Atunci am fi discutat variante, opțiuni, pentru că de principiu s-ar fi acceptat însuși ideea discuției și condiționării. Atunci când din start s-a zis Transnistria separat, gazele separat, bineînțeles că asta nu a putut să nu aibă anumite repercursiuni pe procesul negocierii pe gaze. Dar nicicum nu s-a avansat pe discuția pe partea transnistriană. Dar după mine este foarte clar și dacă privim ce se întâmplă în regiune acum și situația foarte complicată din Ucraina, declarațiile recente că cineva își dorește restabilirea Uniunii Sovietice și așa mai departe, acea negociere care are loc cu NATO și Statele Unite la moment, cu solicitarea crasă, fermă, ca NATO să nu se extindă dincolo de granițele actuale și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie privite un pic mai larg decât relația Republicii Moldova sau Moldova-Gaz și Gazprom. Suntem parte dintr-o regiune complicată și supusă la diverse riscuri. Înțeleg. Și lucrurile nu pot fi ușor disociate.
Acum, ceea ce facem noi e să mergem pe opțiunea în care tot acest context internațional complicat să se reflecte cât mai puțin în măsura capacităților financiare a statului Republica Moldova, așa sărac cum este el, în veniturile, în facturile oamenilor. Da, trebuie să luăm publicitate. După publicitate o să discutăm și despre o altă problemă care a ajuns deja de la Agenția pentru Reglementare în Energetică. Este vorba de o solicitare din partea distribuitorului de energie electrică de a dubla tarifele la energia electrică. Discutăm și despre asta după publicitate.
cu ultima parte a emisiunii. O să discutăm acum și despre situația cu energia electrică, dar înainte de asta vroiam să revenim un pic și să abordăm subiectul cu situația facturilor și să ne spuneți dacă aceste compensații pe care intenționați să le oferiți, cum vor fi oferite oamenilor care au încălzire centralizată, unii spun că nu au încălzire centralizată, dacă vor fi oferite iarăși acele ajutare și pentru cei care în genere nu consumă gaz, ei vor fi ajutați în etapa asta sau nu? Acele ajutare pentru cei care nu consumă gaz, dacă vă referiți la ajutorul pentru perioada rece anului, el este în vigoare la moment. Deci nu se mărește pentru ei? Cred că sunt circa 250.000 de familii care beneficiază de cei 700 de lei pe lună astăzi. S-ar putea să fie și asta o opțiune, dar acum prioritatea... Lemnele tot s-au scumpit. Dar prioritatea la moment oricum rămâne gazul și energia termică. Deci aici trebuie să intervenim în primul rând pentru că avem problema aia în lanț cu datoria care se acumulează la Moldova Gaz, care pune în pericol în general livrarea gazelor naturale. Și atunci vedem cât putem compensa, direcționăm prioritar în direcția asta. Dacă rămâne, putem discuta și despre APRA, ajutorul pentru perioada rece anului, dar prioritatea trebuie să fie aici. Spuneți-ne dacă varianta asta pe care am înțeles că se discută, contractarea unui credit de către Moldova Gaz, înțeleg că e o companie care ar trebui să-și rezolve problema asta de sine stătător, vedem că nu și-o rezolvă, și tot vine cu mâna întinsă la sacul comun, la bugetul statului și ia de acolo câte 1.400.000.000. Dar nou, treaba asta nu ne prea mai convine. Și de asta mă gândeam dacă ați discutat cu ei, au identificat banca care să le dea creditul sau iarăși din câte vom ajunge știu, în situația... Urma să aibă loc o discuție cu mai multe bănci comerciale. A zis domnul ce bancă au loc discuții. Să stabilească dacă există disponibilitatea din partea băncilor comerciale, pentru că ei sunt agenți privați și au și ei anumite riscuri și nu există certitudine că o să crediteze. Domnul Ceban sau Moldova Gaz în comunicatul respectiv că e cam o problemă din cauza sau unor datorii istorici pe care le are Moldova Gaz față de Gazprom, băncile nu prea vor să discute e adevărat că clienți. E adevărat că nu prea vor, dar asta ar fi cea mai bună soluție pentru ca să nu trebuiască să dați bani din buget. Să nu trebuiască să căutăm alte soluții care sunt mai problematice și creează precedente. Soluția ar fi ceea ce vrea domnul Ceban, eu am înțeles. Eu deja, la fiecare cot vorbește că nu este posibil de luat credit și există doar două soluții. Pentru că sunt ușoare. Da, ușoare. Sau alocarea, injecție de la bugetul de stat, încă una și așa fiecare lună, sau majorarea tarifului. Dar poate să ridice funduri și să încerci să fie mai activ. Eu înțeleg că Gazprom o interzice, dar totuși nu uită că ei sunt cetățeni Republicii Moldova și să încerce împreună cu domnul Spânu, atâta timp cât nu a dat demisia, să ceară renegocierea acestor două puncte. Să fie, aici e mare problemă. Dacă să fie acceptată amânarea măcar cu o lună, cu două plăților, să nu fie această condiție de 48 de ore, să fie mai dur cu... Dar e fost scăparea. Ce o să dăm în schimb? Eu înțeleg această discuție. Dar de ce nu trebuie să dăm? Ok. Să duce, deși a existat această scrisoare și al demers către Gazprom ca să ne permită, să mai facă alte demersuri diplomatice. Care este capacitatea noastră de negociere? De ce, ok, o să scrie, o să cerem. De ce noi Gazprom, de ce să o să vină și o să ne facă această favoare? Ca explicați-mi, de ce Gazprom ar veni și ne-ar face așa asta o favoare și ne-ar rezolva problema? Asta e negociere care ține de situația care este real în Republica Moldova, capacitatea de plată. Gazprom, dacă noi vorbim de business, și Gazprom vorbește de business, și Andrei Spânul vorbește de business, Gazprom controlează Moldova Gaz și în mod normal trebuie să fie cointeresat că
să fie capacitatea de plată aici și dacă o să fie insolvabilitatea întreprinderei, nu doar aspectele nu politice. Nu vă spărați, Gazprom a tolerat o datorie din partea malului stâng de 700 de milioane și nu și-a pus problema capacității 7 miliarde. De... 7 miliarde, da. Nu și-a pus problema capacității de plată. Așa că eu cred că și aici nu da, capacitatea de plată contează pentru Gazprom. Cât da, în genunchierea... Deconectarea de la gaze Republicii Moldova automat înseamnă și deconectarea exact. Transnistria. Exact. Cu Bitcoin, cu toate acestea. Ceea ce foarte mulți la Moscova nu-și doresc. Noi cu mari probleme, cu greu, cu scumpiri, putem reactiva gazoductul Iași-Chișinău. Deci, ce o să facă Transnistria? Eu nu cred că în condițiile actuale deci Ucraina o să... Înțelegerea noastră este, din analizele care sunt, că ei o să fie dispuși inclusiv să cumpere gaz la preț de piață și să-l aducă în Transnistria. Doar să ne îngenuncheze pe noi. Pentru că o să iasă pe piața internațională, o să cumpă acolo printr-un intermediar, Moldova, Grecia, Moldova, o să devină participant. Nici Andrei Spânu măcar nu a încercat să facă acest lucru. Nici pe Transnistria. Primul lucru care a spus Andrei Spânu, acolo sunt cetățenii noștri. Deci eu vreau să înțeleg că vrem să ajungeți pe bun într-o situație în care noi să riscăm deconectarea de la Gazprom și să vedem. O să găsească ei soluții pentru asigurarea Transnistriei timp de o săptămână și noi fără timp de o săptămână să stăm fără gaz și energie electrică. Eu vreau cât că până pe data de 20 ianuarie, când avem timp, Cebanț nu caute variante cu bugetul sau cu creșterea tarifului, dar să înceapă negocierile împreună cu guvernul, cu Moldova Gaz. Dacă am pierdut acest lucru în noiembrie. Trebuie să privim lucrurile cât de cât realist. Deci, la un moment dat, Gazpromul ardea gazul care trebuia să livreze ucrainenilor. Deci, ei efectiv îl ardeau. Ei își ardeau propriu gaz, numai să nu-l livreze în Ucraina. În perioada... situații din 2014 care au urmat atunci. Da? Deci ei erau gata să aibă pierderi economice enorme din considerente strict politice. Ceea ce istorie relatată de Naftogaz, din câte înțeleg. Nu, da, dumneavoastră... De asta trebuie să înțelegem că asta e o discuție nu e doar economică și este un context regional politic de care trebuie să ținem cont. Deci, și atunci înțelegem, este o soluție realistă sau nu? Bine, este scrisoarea deja adresată către Gazprom înțeleg cu solicitarea de a amâna. Hai să zicem truc, da. El nici n-a fost aplicat. La negocierile cu rușii. Nici nu a fost încercat. Acest truc cu Transnistria. Și dacă nu merge acest truc, noi rămâneam fără gază, ei cumva își asigurau Transnistria, pentru că ei făcuse stocuri de cărbune și mie îmi pare că și domnul Slusar la un moment dat menționa despre faptul că a crescut semnificativ majoritatea. Pentru o lună, da. Pentru o lună. Da. Era mare problemă pentru dânsii de conectare, mai ales înainte de alegeri pe 12 decembrie care era acolo, ei nu au sursă alternativă. Vreau să testăm acest scenariu. S-a renunțat la acest as din start. Nu cred că ăsta era un as real, ăsta e un as care domnul Slusar insist pe el, dar nu îi... foarte clar dacă el există sau nu. Și voi n-ați încercat măcar. Voi n-ați riscat la negocieri. Deja vorbim în trecut. Acum e situația de cip notă. Pentru că noi purtăm responsabilitatea pentru cetățenii Republicii Moldova. Și dacă noi am fi ajuns în situația în care să nu fie gază și după aia să fi zis, dar noi am încercat să jucăm asul transnistrian și bluful nostru nu a fost acceptat. Și cumpărăm gaze la preț european. La 1200 de euro și tariful vostru în factură nu o să fie 11,07, dar o să fie 40. Varianta cu România, varianta să vină în promul ceva gaze. Eu pur și simplu vreau să... Noi am avut aceste mai, pur și simplu noi vedem că prețurile, tariful oricum se duce în sus. Da, Transnistria acumulează mai departe datoriile și achită un leu. Nu vă spărați, noi avem un tarif la 450 de metri, la 450 de dolari metru, 1000 de metri cubi. L-am avut, practic. Prețul pe piața europeană, dacă noi am fi cumpărat atunci doar de pe piața europeană, era de peste 1200. Noi am fi avut un tarif de 3 ori mai mare. În luna ianuarie, pentru luna ianuarie, Vadim Ceban de la Moldova Gaz vorbește deja despre un tarif de 15 lei și spune foarte clar în interviu de la... Era să-i mai dau și denumirea încă. Un
agenție de știri ca să, care, știm, care are și niște frecvențe sau difuzează pe niște frecvențe de radio. Acum trebuie să mergem și să cerem o creștere a tarifului. Nu avem niciun alt mecanism pentru a acoperi diferența de numerar. Aceasta este situația. Trebuie să le spunem consumatorilor direct. Asta spune. Azi, Vadim Ceban. Deci, Vadim Ceban trebuie să facă un efort mai mare de a găsi bani la băncile comerciale. Și nu am câștigat nimic. Am rămas în continuare, am rămas dependenți de ruși, de Gazprom. Ne ducem cu tariful în sus, n-am câștigat nimic, dependenți și cu fără bani în buzunar. Noi avem un tarif, încă o dată, exemplul României. Tariful e 48 de lei metru cub. Noi, încă de bine de rău, plătim 11 lei metru cub. Este o diferență semnificativă. Pentru că dacă crești pe prețurile internaționale, crești și în România. Totuși avem un tarif de 4 ori mai mic în România și unul calculat la jumătate din prețul de piață a gazului la moment. Da, e un tarif care creează mari dificultăți pentru cetățeni, dar haideți totuși lucrurile să le privim obiectiv și să nu speculăm politic. Bun. Pe această situație foarte complicată. Mergem pentru toată lumea. Să comparăm și salariile la România și multe alte locuri. Bun, mergem mai departe. Vreau să înțeleg logica guvernării când spune nu îi schimbăm pe cei de la Andreea pentru că e criză, nu îl schimbăm pe Ceban pentru că e criză. Să înțeleg că vă este mai ușor să depășiți criza prin care trecem acum cu oamenii fostelor guvernări sau cum? În primul rând, nu depinde de guvernare schimbarea lui Ceban, dar de Consiliul de Administrație, în care majoritatea noi nu o deținem. Așa că trebuie să spunem foarte clar. Această guvernare nu îl poate schimba pe Vadim Ceban. În același timp, anumiți comentatori politici ne sugerează să intrăm într-o discuție de renegociere a contractului cu Federația Rusă. Dar în același timp ne spun dați-l afară pe Vadim Ceban. Da. Deci vreți să intrăm într-un proces de negociere cu un monopolist, cu Gazprom, în același timp insistând activ pe darea afară a reprezentantului Gazpromului aici în Republica Moldova. Okay. Și credeți că asta o să ușureze procesul de negociere și o să ne ajute să obținem niște condiții mai bune, construind așa relația. Intrăm și în negocieri și dăm și cu piciorul în reprezentantul Gazpromului în Moldova. Deci ori mergem pe un scenariu, ori mergem pe alt scenariu. Da. Ele sunt contradictorii. Ambele lucruri nu pot fi făcute în paralel. Dar încă o dată, ca toată lumea să înțeleagă, și dați, spunem lucrurile pe nume. Nu poate da guvernare afară pe Vadim Ceban pentru că nu controlează Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație ia această decizie. Noi acolo avem doi reprezentanți. Șeful Moldova Gaz e propus de, guvern? E propus de guvern, dar cum el se demite? Cum el se demite? De guvernul îi retrage sportul? Facem o declarație politică și mai departe. Și mai departe ne ducem la Gazprom și rugăm să ne amâne încasarea datoriei. Dar mai întâi îi retragem susținerea politicului Vadim Ceban. Ne ajută la ceva. Dar cu Andreu care-i treaba? De ce țineți oamenii care au fost propulsați de blocul tâmpit acolo? La Andreu sunt de acord că este nevoie de o discuție. Pentru că era inițial o idee de a comasa Andreu cu Consiliul Concurenței. Și ați renunțat. Pentru că a venit criza gazelor pentru noi și peste noi. Și în acest proces care și așa este complicat, unești două instituții, le trebuie să le reorganizezi în plină criză, asta nu ajută la identificarea soluțiilor în acea criză. Și acum, între a reforma ambele instituții și a rezolva criza, da, este prioritate în primul rând de a rezolva criza. Și ceea ce a făcut Andreu în ultima perioadă de timp, a existat discuția despre tarif, că a fost justificat sau nu acel 11.08, pentru că putea fi aplicat o metodologie pe ultimele 12 luni și așa mai departe. Dar asta nu rezolva sistemic nicicum problema, pentru că s-au plătit niște bani pe niște gaz. Banii și ei oricum trebuie la un moment dat colectați. Deci, iarăși, da, să spunem lucrurile până la capăt. Că cineva la Andreea ar fi vrut politic să dea bine și să insiste pe un tarif un pic mai mic, care pur și simplu ar fi perpetuat problema și nici și-ar fi ca tare făcut-o și mai complicat, pentru că atunci deficitul care noi astăzi îl avem în datoria cu Gazprom ar fi fost și mai mare. Da, cineva probabil ar fi vrut politic să arate Slusser bine. Dar nici cum asta nu ar fi contribuit la rezolvarea problemei. Ce facem cu Andreu?
Dar scurt, pentru că vreau... Încă o grană. Eu foarte, foarte scurt. Eu... Greșeala cea mai mare a fost că această idee lansată de președintele Comisiei Economie, Finanță și Buget și atunci de comasare. Uh-huh. În loc, în luna august, aplicată este de la Consiliul Concurenței. Uh-huh. Parlamentul, pe la primele ședințe, prima lună, au fost un avânt. În loc să fie aplicată declarația de capturare a statului, să fie întărit, consolidată, foarte modificată Consiliul Concurenței, să fie autoconducere, un pic modificată legislația, să aibă mai multe atribuții, dar o conducere normală, la oameni integri, profesioniști, și să fie schimbată componența în RE, s-a mers pe această comasare. 4 luni nu s-a întâmplat nimic, s-a oprit, până la urmă, Consiliul Concurenței a rămas, Parlamentul a mers în vacanță, Consiliul Concurenței a rămas nefuncțional. Și da? Monopoliștii fac și vor cu prețuri și mai ales sub paravanul că tendințele de scumpire, nu știu ce. Deci, și Andrei au rămas în componență. Ei acum nu se gândesc la independență, ei se gândesc la fundul lor, mă scuzați. Mulți acolo fac sinecură, se gândesc la menținerea salariilor, dar poate o să fim buni pentru guvernare, dar poate nu știu ce o să facem, o să dregem, mai ducem la volantă la ministru și mai câștigăm ceva și până la urmă, în realitate, noi avem ceea ce avem. Și iarăși unde îi dau suferă numai 3 minute economie. Mai avem. Unde îi dau dreptate lui domnul Slusar este că probabil această idee de comasare, care a fost și susținută de altfel de multă lume în societatea civilă, care tot despre ea vorbea, ar fi fost bine să fie aplicată ulterior. Iar din start era cazul, probabil, să completăm funcții de vacanță la Consiliul Concurenței, da, să mergem înainte și până ne lămuream integral cu ce însemna un proces de comasare. Aici domnul Alaiba a mers... tankul pe ideea proiectului. Da. Bun, foarte puțin timp, am zis că vorbim și despre energie electrică, practic 2 minute. De ce trebuie să scumpească energia electrică dacă avem un contract până la sfârșitul lunii aprilie? Bun, furnizorul cu Ciurgan. Sunt niște argumente pe care le invocă Premier Energy. Nici pentru mine calculele pe care ei le prezintă nu sunt clare. Da, este adevărat că noi o parte din energie electrică o procurăm și de la termoelectrică, pentru că ei o generează în procesul de asigurare cu agent termic. Și costurile alea s-au mărit, dar proporția acelei energii electrice procurate la termoelectrică este de doar 20%. Restul, în continuare, avem acel contract cu Ciurganul. Da. Și atunci calculele Premier Energy nu sunt clare nici pentru mine și aici cred că Andreu trebuie într-adevăr să verifice și stabilească în ce măsură solicitarea lor este una justificată. Vreau să vă spun că s-a discutat, din câte eu știu, cu Premier Energy, în general, să nu fac această solicitare acum, pentru că Premier Energy este o companie multinațională cu venituri de miliarde, pentru care acele devieri negative care le-au acumulat sunt infime, raportate la veniturile pe care le au. Dar ei n-au dat dovadă de solidaritate, nici cum cu cetățenii Republicii Moldova, așa, mers cu această cerere. Acum sperăm Andreu să facă calculele pe bune și să stabilească ce este justificat, ce nu este justificat. Dar, deci, în opinia dumneavoastră, temei nu este pentru majorarea, dublarea tarifului la curent. Eu am văzut discuțiile publice despre calcule și am și eu aceleași întrebări și vreau să aud răspunsuri de la oamenii competenți în domeniu. Este o broznicie, impertinență din partea furnizorului, din punctul meu de vedere, și cumva foarte periculoasă, întrucât ei argumentează deja... Repetă ca tare scenariul Moldova Gaz, că hai să stabilim o dată tarif pe un an, o trecut o dată așa ceva, hai să stabilim pe un an, anticipând creșterea tarifului de la Ciurgan și prin asta cumva provoacă pe cei din Transnistria, din start ei știu că cei din Transnistria se majoreze și pe urmă cumva se creează acest ajutaj și toate circumstanțele. Este un lucru periculos, eu sper foarte mult și iarăși avem ANRE care avem. Dar eu sper foarte mult că aici este vorba de securitate energetică și probabil e cazul de modificat și legislația. Noi avem infrastructură critică și rețelele de energie electrică este infrastructură critică. Aici probabil o să urmărim. Subiectele astea cred că o să ne țină în priză în următoarea perioadă, cel puțin până prin luna martie. O să le urmărim și o să vă informăm pe dumneavoastră ca să știți realitatea în care trăim și să vă calculați bănuții atunci când îi primiți de la angajatori.
să știți cum să-i repartizați așa ca să vă ajungă. E important să ne ajungă și să rezistăm în această perioadă. Eu vă zic o seară frumoasă, numai bine!